E destul de greu să vorbesc despre profesorul Georgescu acum, când mi-am dat seama că au trecut deja 7 ani de la trecerea lui în neființă, într-un mod neașteptat și într-o manieră care ne-a afectat extraordinar de mult pe toți. Eu cred că profesorul George Georgescu merită nu să-i facem odată la un an, la 7 ani, o prezentare, ci trebuie să-l avem în suflet zi de zi. Lăs deoparte faptul că profesorul Georgescu a fost unul dintre cei mai mari specialiști în domeniul său, că a fost creator de școală și că a fost un pionier în introducerea diferitelor tehnologii și diferitelor manopere medicale. Ceea ce realizăm noi astăzi, la 7 ani, aproape din ziua în care, din păcate, dumnealui nu mai este printre noi, îi se datorează și ne aducem aminte că atât modul de a sta de vorbă cu bolnavul, cât și tehnicile pe care le folosim astăzi au fost posibile datorită strădaniei dumnealui. În primul rând că ne lipsește foarte mult. Ne-am fi dorit să fie alături de noi în toată perioada care a urmat și care n-a fost ușoară pentru noi, deși noi am încercat să menținem vie flacăra amintirii lui în sensul tuturor învățămintelor pe care le-am perceput de la dumnealui. A fost o perioadă dificilă, probabil, pentru toată lumea, nu numai pentru noi. Și tot ce îmi vine în minte este că trebuie să continui ceea ce am preluat. O ștafetă. Am avut ocazia să îl am maestru, profesor, încă din anul 5 de facultate, la medicină internă, când erau fantastice cursurile la care participam, aproape că nu aveam loc în anfiteatru ca să îl audiem pe dumnealui și să beneficiem de tot ceea ce dorea să ne spună. Cursurile erau fabuloase. Și-a format o echipă tânără, mi-aduc aminte că aproape toți eram medici rezidenți în momentul în care s-a deschis Institutul de Cardiologie. S-a format o echipă tânără așa cum a dorit dumnealui, pe anumite standarde medicale și didactice. Sperăm că astăzi, dacă ar mai fi printre noi, s-ar bucura și ar fi mândru de ceea ce a realizat și de colectivul pe care a reușit să-l formeze. Este un om de care îmi amintesc în fiecare zi, ceea ce cred eu că reprezintă extrem de mult în ceea ce privește valoarea excepțională a acestui om și importanța lui pentru mine și pentru acest institut. În momentul de față, în această instituție, care de altfel îi poartă și numele, Institutul de Boli Cardiovasculare Profesor George Georgescu, am ajuns să facem lucruri pe care dumnealui le-a imaginat și și-ar fi dorit să participe în momentul de față la această încununare a unei activități de ani de zile. A creat o școală de cardiologie modernă, o școală care continuă la cotele la fel de înalte sub conducerea doamnei profesor Arsenescu Georgescu, care a fost colaboratoarea sa apropiată și care a fost în permanență alături de el în toată această luptă. Am ascultat interviurile colegilor mei. Sincer să vă spun, sunt compleșită. Au trecut 7 ani și am senzația că este printre noi profesorul Georgescu, că ne supraveghează dacă facem corect, așa cum ar fi dorit dumnealui, tot ceea ce facem în activitatea de zi cu zi. Să simte spiritul dumnealui și acum de foarte multe ori povestim sau, mă rog, involuntar mai apreciem ce ar fi spus șeful, ce ar fi făcut șeful, ce ar fi... Da, da, sigur. Iată că la ora actuală mă bucur că pot să spun că am făcut un pas înainte față de unde ne-a lăsat în urmă cu 7 ani. Noi trebuie să-i aducem zi de zi
un omagiu, să nu-l uităm, pentru că atunci când uităm înseamnă că nu mai putem să creăm nimica. Profesorul Georgescu rămâne viu în continuare prin opera sa, prin efortul său, prin devotament și prin sacrificiu pe care l-a făcut. Dumnezeu să-l odihnească!